Productivitatea, timpurietatea și gustul sunt caracteristicile de bază ale semințelor hectar. Ardeiul Gogoșar Traian F1 este un hibrid timpuriu, viguros, compact, pretabil în culturile din câmp și spații protejate, cu fruct cu pulpă cărnoasă și conținut de substanță uscată ridicată. Hectar, hibrizi de legume cu genetică românescă. Suntem în partea a doua a emisiunii Ce vor plantele și vreau să vă dăm câteva sfaturi în minutele ce urmează pe scurt așa legat de hibridul de gogoșar Traian F1 de la Hectar. L-am cunoscut pe acest hibrid și din reclama anterioară, am văzut imagini cu acest hibrid mare, frumos, gras, roșu, cu un colorit deosebit, dar trebuie să spunem că hibridul Traian are o calitate pe lângă productivitate și rezistența și adaptabilitatea la condițiile din România. Este rezistent sau are toleranță ridicată la virusul mozaicului tutunului? Este un virus foarte păcătos care poate să distrugă cultura. Trebuie să știm că are fructele foarte, foarte mari, până la 190 de grame. Pulpa cărnoasă, asta înseamnă că poate fi consumat și în stare proaspătă. Are un randament foarte bun. În stare proaspătă și pentru industrializare. Are și un foliaj bogat, ceea ce înseamnă că fructele sunt protejate de arsurile solare. Înrădăcinare puternică înseamnă că planta are capacitatea să-și extragă apa și sărurile minerale din pământ. Are puternică pentru a putea să hrănească cantitatea de fructe care se instalează pe. Evident, toate aceste calități, ajungem la aceste calități dacă respectăm și tehnologia de cultură, v-am spuneam și la ceilalți hibrizi și în cadrul hibridului Traian F1 de la Hectar. Răsadurile trebuie călite, nu scoatem răsadurile când solul are mai puțin de 10 grade ca temperatură, administrăm îngrășămintele corespunzător, udăm culturile corespunzător. Și mai trebuie precizat, acest hibrid are o rezistență la crăpare și nu suferă din cauza lipsei de calciu. Noi suntem pregătiți și cu produse care să aducă un aport de calciu în sol și pentru legume, vorbeam acolo de Terracalco. Exact, acolo unde se prelucrează și se plantează acum, fie în solar, fie în sere, și în zonele mai călduroase și în câmp pot să iasă, bine ar fi să administreze o cantitate de Terracalco pe suprafața respectivă și să o încorporeze în sol înainte de plantare. Aduce un aport extraordinar de mare de calciu, dar și reface structura solului care a fost destul de bătătorit și, trebuia prelucrat mult, mult mai greu. Bionat Plus este un îngrășământ foliar cu extract natural din plante cu rol biostimulator. Folosește Bionat Plus la toate culturile. Mergem acum, așa cum v-am spus, am făcut această paranteză, să apucați să vă notați tot ce spune domnul Ghibu, repet, v-am pregătit câteva pachete, respectiv combinații între ierbicid, fungicid, insecticid, biostimulator și îngrășăminte, astfel încât toate puse într-o cantitate de apă, putem cu o singură trecere să combatem burienile, să prevenim bolile, să combatem dăunătorii, să administrăm îngrășăminte și biostimulator. Vă spuneam, fără biostimulator, în condițiile de climă din acest an și nu numai, avem nevoie de ei pentru că ei ne ajută fie atunci când survin înghețuri târzii de primăvară, fie că atunci când există caniculă, când există exces de umiditate, când producem un stres cu ierbicidele și cu fungicidele, ele ajută plantele să își refacă metabolismul, să meargă mai departe. Și o să vă rog să începem să dăm exemple de pachete. Să spun, așa cum spuneam și la legume, un pachet de substanțe, nu neapărat. Deci, ierbicidele sau fungicide se pot interschimba între ele. Singurul lucru este că eu am făcut aceste pachete pentru că substanțele sunt compatibile. Adică pot fi amestecate în orice ordine. N-are importanță pe care îl puneți primul, pe care îl puneți al doilea. Nu se întâmplă absolut nimica. Deci, în primul pachet
Deci primele pachete, primele 4 sau 5 pachete pe care le-am pus, se aplică acolo unde avem o infestare medie cu buruieni cu frunza lată. Deci eu spun toate chestiunile astea în 300 de litri de apă pe 10.000 de metri pătrați sau pe hectar. Nu asta dacă aveți suprafață mai mare sau mai mică, o multiplicați sau o micșorați în funcție de suprafața care o aveți, cu regula de 3 simplă, le socotiți pe toate și ați rezolvat problema. Deci, pentru erbicidare la buruieni cu frunza lată, Amino 1 litru, Dafme este fungicid 0,5 litri sau jumătate de litru, Fastac 60 de mililitri, Foliplant 2 litri și Delfan Plus 1 litru, toate în 300 de litri de apă pentru un hectar. O a doua rețetă, Prodate 1 litru, Impact 125 1 litru, Delcaps 100 de mililitri, Foliplant 2 litri și Amalgerol 3 litri. A treilea pachet, Esteron Extra 800 de mililitri, Rubric 1 litru, Karate Zeon este insecticidul 150 de mililitri, Foliplant 2 litri, Delfan Plus 1 litru. Al patrulea rețetar, Dicopur M 1 litru, Voyager 1 litru, acest produs ajută și la combaterea bolilor de spic. Faster Gold 100 de mililitri, Bionat 3 litri și Albit 100 de mililitri. Un al cincelea rețetar, Mustang Forte 1 litru, Duet Ultra 0,5 litri, deci o jumătate de litru, insecticidul Biscaia 100 de mililitri, Fertitel 1 litru și jumătate și Albit 100 de mililitri. Astea sunt rețetele pentru combaterea buruienilor cu frunza lată, combaterea dăunătorilor, bolilor, fertilizare și stimularea creșterii la cerealele păioase. Fertitel, îngrășământ foliar concentrat, în rețeaua magazinelor Glisando. Cum am spus, sunt în lan și buruieni cu frunza îngustă și în special odosul și iarba vântului. Pentru aceasta am pregătit un alt rețetar cu erbicidul Axial One 1 litru, fungicidul Evolus care poate fi folosit și la combaterea bolilor de spic 1 litru, Delcaps este insecticid care e 100 de mililitri, Foliplant 2 litri și Albit 100 de mililitri. Sunt niște rețetare care pot fi utilizate foarte ușor, dacă le-ați notat, de orice agricultor, fără nicio problemă. Și mai repet, le puteți amesteca în orice ordine. Și să nu se înspăimânte telespectatorii că primesc așa de multe informații, vă las pe dumneavoastră să vă mai trageți sufletul. Vă repet, aceste informații le vedeți acum la ora 17 la Agro TV, le puteți revedea de seară la ora 22 la Agro TV și sâmbătă la Peluc Plus la ora 9 și 15 minute. Deci nu vă speriați, aveți la dispoziție încă două reluări în cazul în care nu ați apucat să vă notați anumite produse, aveți la dispoziție și reluările emisiunilor. Vă rog, domnul Ghibu. O altă rețetă foarte bună care se folosește este Florostar 1 litru, Opera Max 2 litri și vreau să fac precizare aici pentru produsul ăsta Opera Max.
cei care au avut probleme cu zăpada acum și s-a instalat mucegaiul de zăpadă, Opera Max rezolvă problema mucegaiului de zăpadă. Deci fungicidul acesta rezolvă mucegaiul de zăpadă. Insecticidul Dascor 700 de mililitri, Fertitel 1 litru și jumătate și Albitu 100 de mililitri. Și acum vreau să vă mai spun încă ceva. Eu am să spun doar 3 produse. Dumneavoastră ați auzit de Albit, de Fertitel, de Foliplan. Puteți să le adăugați la rețetarele pe care eu le enumăr de aici înainte, pentru că produsele sunt foarte multe și să le puteți nota. Deci produsele respective le puteți adăuga în orice condiții, în doza în care eu v-am spus. Să facem precizarea, Albit este biostimulator, da? Și Delfan Plus este biostimulator. Exact. Unde l-am întâlnit este încadrat la biostimulator. Bionatul, Foliplantul și Fertitelul sunt îngrășăminte foliare. Deci oricare dintre aceste produse le găsiți, le adăugați în rețetar și... Sigur. Aceste lucruri sunt valabile pentru toate culturile, ca și îngrășăminte și ca și biostimulator. Deci, și pentru la grâu, pentru ori, da, în general pentru absolut. În afară de cultura mare, la orice altă cultură, și la legume, și la viță de vie, și la pom fructifer, și la plante ornamentale, acest biostimulator și acest fertilizant sunt bineveniți. Da. Un alt rețetar pe care eu vi-l spun, deci acum e număr numai 3 produse fără stimulator și fără fertilizant și foliar, pe care noi o să-i adăugați cum doriți. Rival Superstar 20 de grame, Nativo este un fungicid care combate și bolile de spic, lucru foarte important, 800 de mililitri și Delcaps 100 de mililitri. Un alt rețetar, o altă combinație, e Secator Progres 150 de mililitri, Yamato. Este tot un fungicid care combate bolile de spic, 1 litru și jumătate, și Mospilan 100 de mililitri, 100 de grame. Un alt rețetar pentru combaterea buruienilor și cu frunza lată și cu frunza îngustă, marea majoritate a lor. Galmet 30 de grame, Riza 700 de mililitri și Faster 100 de mililitri. Un alt rețetar, Fenova sau fostul Foxtrot 69, 1 litru. Acest produs combate și odosul și iarba vântului. Deci să rețineți denumirea Fenova. Prosato. Și acest produs le-am extras mai mult să combată o gamă cât mai largă de fungicide și acesta ajută la combaterea bolilor de spic, 1 litru, și Karatezeon 150 de mililitri. O altă combinație, Secator Progres 150 de mililitri, Duet Ultra 0,5 litri, Mospilan 100 de grame. O altă combinație, este vorba de erbicidul Harmony 30 de grame, fungicidul Impact 25, o jumătate de litru, și Fastac 200 de mililitri. O altă grupare de substanțe, Ceredin Forte 1 litru, Mystic Pro, și acest produs se folosește pentru combaterea bolilor de spic, 1 litru și 200 de mililitri, și Karatezeon 150 de mililitri. Ce am enumerat acum sunt substanțe care combat buruienile și mono- și dicotiledonate, nu în întregime, aproximativ 70-80% din ele. Aș vrea să vă întreb, să mai facem o pauză. De ce e așa de importantă lucrarea de combatere a buruienilor în cultura de cereale? Și combaterea bolilor, și combaterea buruienilor, și combaterea insectelor este un lucru foarte, o operație foarte importantă, pentru că
În primul și în primul rând, dacă nu combatem buruienile, ele consumă aproximativ 30-40% din hrana plantelor, în altă ordine de idei. Buruienile cresc mult mai repede decât cultura mare și pot să o deranjeze în dezvoltare. De asemenea, mai este un lucru, dacă le lăsăm să producă sămânță, în anul următor avem o cantitate și mai mare de buruieni acolo, deci trebuie neapărat să facem în așa fel încât să ținem buruienile sub control pe cât posibil. Este un lucru foarte, foarte important. Ne-ați enumerat și insecticide în această combinație. Există dăunători care apar în cultura de cereale? În cultura de cereale există mai puțin dăunători ca în pumicultură, dar există. Spre exemplu, în vegetație pot să apară afidele. În păduchea aceea de frundă, multă lume îi neglijează, dar pot să creeze probleme. Poate să apară lema melanopa sau gândacul bălos al ovăsului, o insectă care distruge masa foliară și o distruge tot așa în petece, în rotogoale, și se vede de la distanță acolo unde există dăunătorul. Mai sunt dăunători ploșnița cerealelor, un dăunător foarte important, mai ales atunci când se dezvoltă spicul. Și când se dezvoltă spicul, ploșnița ajunge la spic, înțeapă bobele și devin șiștave. Sau mai este un alt dăunător, tripsul. Este un viermișor mic roșu care se instalează între palei acolo la spic și acesta poate să producă mari necazuri dacă nu se face combaterea. De aceea eu la fiecare rețetar am adăugat un insecticid ca să înlăturăm orice suspiciune. Și vă mai spun încă un singur lucru foarte important. Producătorii mari de cereale fac aceste tratamente de două sau chiar de trei ori, pentru că este nevoie într-o perioadă de aproximativ două luni, cât durează cultura până la recoltare. Este o perioadă lungă în care se pot instala, iar tratamentele pe care le-am spus eu se fac acum, odată cu erbicidarea. Dar ele se mai pot repeta nu cu un erbicid, numai cu un fungicid, ci un insecticid pentru combaterea bolilor sau adun. Dar asta în funcție de inspecția pe care o facem în lan. Este un lucru în care trebuie să-l știe fiecare. Odată cu tratamentele, dacă erbicidările nu mai sunt necesare, odată cu tratamentele cu fungicidele și cu insecticidele, adăugăm măcar în 2-3 aplicări și îngrășămintele foliare și biostimulatorii la cultura mare. Practic de fiecare dată când se face, chiar dacă se face prima dată erbicidarea, se înlătură, dar să mai fac două tratamente pentru combaterea bolilor și dăunători. Poate să apară, deci, cum am spus, ploșnița apare chiar la apariția spicului. Trebuie neapărat să o îndepărtăm. Și în zonele din sud apare de regulă ploșnița. Poate să apară cărăbușelul cerealelor. Este iar o insectă care se combate destul de ușor, dar trebuie să o vedem și să o avem în vedere și să fim pregătiți cu un insecticid. Sunt insecte foarte sensibile la insecte. Sau, de exemplu, când apare lema melanopa, dacă avem suprafețe mici, putem cu doi copii o frânghie să o tragem pe lan, pur și simplu adică atingem vârfurile unde se instalează, dăunătorul cade jos și el nu mai are posibilitatea să se ridice. Din păcate, timpul aleargă foarte repede și informațiile aduse de dumneavoastră sunt foarte, foarte multe. N-am vrea să galopăm pe ele pentru că sunt singurele ediții prin care noi trecem astfel, nu mai revenim asupra acestor informații și tocmai de-aia vă rugăm să ne urmăriți în orice condiții puteți. Eu vă reamintesc, dumneavoastră, cei care lucrați pământul, Ministerul Agriculturii v-a pus la dispoziție un portal. Intrați pe Ministerul Agriculturii, www.rndr.ro/legume, și acolo vă faceți un ID, respectiv vă înregistrați cu un cont și vă anunțați ce legume produceți sau ce recolte ați obținut sau obțineți din munca dumneavoastră, astfel încât Ministerul Agriculturii centralizează toate datele și știe la cine să apeleze atunci când este nevoie de legume.
posibil să intrăm și într-o criză a alimentelor și trebuie să fim pregătiți cu astfel... Să sperăm că nu va fi, însă vreau să mai fac eu o precizare pentru telespectatori. Cei care doresc neapărat pot să scrie pe mail că ei au o suprafață de... Și atunci noi îi răspundem precis, fie că răspundem direct în mail, fie că la următoarea ediție răspundem la întrebări și atunci cu siguranță își va afla răspunsul. Noi reportăm pentru ediția de miercuri informațiile în ceea ce privește cultura porumbului. Sper să fiți alături de noi și în emisiunea de miercuri, vă repet. Ne urmăriți în premieră luni și miercuri la AgroTV la ora 17 și în reluare la ora 22 pe AgroTV și încă o redifuzare o mai puteți urmări sâmbătă și duminică pe Look Plus la ora 9 și 15 minute. Domnul Ghibu, vă mulțumesc pentru prezență, să ne vedem cu bine sănătoși!